Băieți, ori ne înțelegem, ori închidem ușa aici și ne ieșim până nu ne înțelegem. Trebuie să facem ceva. Acum intrăm și mai adânc în viața de Anil Lazar. Am devenit jurist tot oarecum atrasă de gest spirit al dreptății, al echității. Tu ai revenit după un masterat în Bordeaux, un masterat care îți deschidea largi oportunități într-o țară vinicolă cu tradiție în Franța și tu totuși te-ai întors. De ce te-ai întors? Restul deja că trebuie să fii competitiv, că trebuie să te gândești să ai un business model, că trebuie să produci calitate, că trebuie să ai capacități, că trebuie să te gândești cum să vinzi, că trebuie să fii, să respecti reguli. Nu pot să-mi echipă, arată de suflet fără vin și fără muzică. Eu plac vinurile fructoase care nu sunt machiate. Bine te-am găsit, suntem într-un nou episod al podcastului Wonderful Woman și astăzi am o femeie în fața mea care este mai mult decât promotoarea industriei vinului. Este cea care a conturat sau cu ajutorul căreia care s-a conturat industria vinului în Republica Moldova și numele căreia este congruent cu fiecare pas de transformare prin care a trecut această industrie. Diana Lazar, bine ai venit! Bine te găsesc în micul studio al podcastului Fără Granițe, ediția Wonderful Woman. Mulțumesc de invitație, Natalia, și mă bucur în special pentru că știu cât de mult ai contemplat acest proiect și chiar doresc foarte mare succes. Eu îți mulțumesc foarte mult și o să profit de ocazie să zic că, că prin Diana cumva s-a și nășit ideea acestui podcast, pentru că voi ați susținut tot ceea ce a însemnat industria vinului și uh, cumva mai multe proiecte, inclusiv de conținut, sunt cumva botezate de voi. Dar o să ajungem să vorbim și despre asta un pic mai târziu. Acum doar am să zic că Deana Lazar este născută la 24 septembrie. În satul Mingir, Raionul Hâncești, într-o familie de intelectuali. Tatăl a fost sau este agronom de meserie și a condus o gospodărie agricolă de peste o mie de hectare de viță de vie în satul Pașcani. Iar uh, acolo mai era și o vinărie, uh, o secție primară de producere a vinului și a fost conectat la toate aceste procese. Uh, ulterior, dânsul uh, a fost primar în localitatea voastră, în Mingir. Iar mama, profesoară de chimie, ulterior directoare de școală și Deana care vine dintr-o familie de trei fete, fiind fata cea din mijloc. Având o soră mai mare și una mai mică cu 5 ani, Tatiana care pe locuri mi-a servit și parteneră de documentare pentru acest podcast. Uh, Cristina și Tatiana sunt surorile tale și e frumos să vii dintr o echipă de trei fete și să lucrezi într o industrie atât de uh, masculină, hai să zic așa, sau ce puțin percepută ca fiind uh, masculină. Eu uh, am să te rog să începem să dialogăm, dar nu înainte să menționez un lucru foarte important pe care mi l-am notat și vreau să-l să spun. Este că Diana este wonderful woman la propriu, pentru că, ziceam și mai devreme, este unul dintre motoarele de maximă turație din această industrie. Dar am descoperit în documentare că tu ești și doctor în drept. Spune-mi, te rog frumos, acest parcurs atât de poetic de la drept la vin. Cum s-a întâmplat? Da. Eu sunt impresionată de investigarea pe care ai făcut-o. Uh, și toate aceste detalii, probabil că nu contează pentru publicul larg, dar pentru mine contează foarte mult tot ce ai menționat tu, pentru că asta, până la urmă, ne fac pe noi, cei care suntem în, în carieră și cei care suntem în viața de zi cu zi de adult, ulterior. Uh, parcursul este poietic chiar cum la ai citit tu ascultându-te, mai că îmi dau lacrimile, știi? Atât de frumos parcurs, grație într-adevăr familiei și rădăcinilor și baștenii și tot ce s-a întâmplat în acești primi 40 de ani am devenit jurist tot oarecum atrasă de, de această acest spirit al dreptății al echității dorința de a strămuta cumva lucrurile și accentele, pentru că eu Vedeam foarte clar unde nu este echitabil, unde nu este just și oricum preluam și chiar până acum am preiau acest standard de a, de a apăra pe cei care un pic sunt mai, știi, mai neprotejați și invers de a pune accentele acolo unde se merită. Parcursul nu a fost neapărat, să zic, poetic, a fost unul așa în care te leși în voia sorții, ți asculti chemarea și noi toți avem o chemare, am crezut și de fapt mi-am dorit foarte mult să devin avocat, să devin jurist. Ai și practicat la un moment dat. Da, mi-am obținut licență de avocat când am revenit din Franța. Am practicat, cred că, mai mult de un an de zile, mai fost și, și, am lucrat și în calitate de consilier juridic și secretarul curții de arbitraj de la Camera de Comerț și Industrie. Uh, și până acum rămân jurist. În, da, te-am găsit în rețioane, în, în, în gândire, în organizare, deci asta m ajută foarte mult. Dar și cu ei continui să ai o colaborare, înțeleg, da? Uh, sunt arbitru la, uh, la curtea de arbitraj, uh, sunt lector la Facultatea de Drept, în continuare. Da, despre lector. Sunt aproape 20 de ani de când faci asta. Da, imediat după ce am absolvit facultatea, am rămas uh, să colaborez la catedră. Și am avut doar o scurtă pauză, cât am fost și mi-am făcut al doilea masterat în Franța. Bine, eu vreau să te întreb atunci rolul tău de lector la universitate. Cum se joacă? Cum îl trăiești? Ce practici astea să predai? Predau din zona dreptului comerțului internațional, arbitraj comercial internațional, acum mai mult axare pe metode alternative de soluționare a conflictelor și diferendelor, mediere, mediere acolo, negociere, da. da. Sunt, sunt, un lector cu șarjă foarte mică, dar mă bucur să păstrez acest contact cu realitatea și cu generațiile tinere și de fapt și eu ca și lector și ca și participant la acest proces educațional m-am schimbat destul de mult pe parcursul anilor și am înțeles de fapt că esența acestui proces constă în suscitarea curiozității studenților și a-i face să nu se complexeze de fapt, pentru că toate subiectele sunt pe măsura puterilor, atâta timp cât se pasionează și este cineva în fața lor care îi face să... Să se pasioneze. Să-i intrigi, exact. exact. Bine, eu aveam undeva mai jos, în serat o întrebare să discutăm despre reforma care se întâmplă acum în educație și dacă tot suntem pe zona asta, vreau să te întreb cum privești tu această reformă educațională, pentru că mai ales acum știu că tu ești implicată și într-un proiect care pro... Movează foarte mult meserile viitorului, dacă putem să facem conexiunea asta. Da. Noi ne temem de reforme, pentru că reformele înseamnă schimbare. Noi, eu des, fac referință la acel anecdot care zice că, iată, dinozaurul a dispărut pentru că nu a știut să adapteze noilor condiții, chiar dacă era un animal atât de mare și înfiorător. În schimb, au rămas alte reptilii mai micuți care s-au adaptat și până astăzi da, fac parte din ecosistemul nostru. Probabil că această reformă este absolut necesară și contextul și conjunctura o impun. Pe de altă parte, este normală și reacția de rezistență. De aici și vine acest spirit pe care, de fapt, îl practicăm și noi la lecțiile de metode alternative de soluționare a conflictelor, când facilitez, de fapt. Nu constă în faptul cât de corectă este o idee, este modul, procesul în care o aduci și în care îi faci mai multe părți sau ambele părți să-și să simtă că acolo își au locul și acele părți și în final să ajungi la într-o în care toată lumea câștigă. Cine va câștiga, de fapt, trebuie să câștige viitorul Republicii Moldova și generațiile noi de tineri. Noi vedem cât de mult, de fapt, tinerii sunt barometrul Că procesul educațional, ca? pentru că vedem o migrație a talentelor și da. ceea ce ne dorim, atât în viticultură, vinificație, dar și în noile tehnologii, ne dorim ca acești tineri extrem de talentați să rămână, să rămână oarecum aici. acasă să muncească, să contribuă să fie participanți la acest circuit economic. Sau să revină. Pentru că tu ai revenit după un masterat în Bordeaux, un masterat care îți deschidea largi oportunități într-o țară vinicolă cu tradiții, în Franța, și tu totuși te-ai întors. De ce te-ai întors? Da, eu am plecat când nu prea se pleca. Am plecat în 2004. Nu prea se pleca, erau foarte rarismi aceste masterate peste hotare, eu am reușit dintr-a două oară, din prima nu mi-a reușit pentru că nu am putut să iau o bursă și nu, mm -hmm. nu reușeam să-mi finanțez singur uh, acest masterat și de două ore am depus la același masterat, anume business, business administrare și drept în domeniul vitivinico. Mm -hmm. um, am, am insistat, am reușit să obțin bursa Guvernului francez, pentru care de fapt și am mulțumit președintelui Macron mm -hmm. recent când am avut ocazia să-i să mulțumesc și care, de fapt, mi-a schimbat viața. Apropo. De ce ai ochit pentru un masterat uh, care era deja legat de viticultură? De ce a nume acolo pentru că noi avem aceste rădăcini și acest ADN. Și eu fiind jurist, oricum, bine, este un domeniu care îți formează un ansamblu de cunoștințe, îți dă un încadrament așa foarte puternic pentru analize, pentru... dar îmi doream o specializare și deja mergeam spre zona comerțului internațional. Și atunci, în acei ani, cel mai puternic exportabil produs era vinul. Vorbim despre anii, sfârșitul anilor, da, 2000, 2003, 2004, până la embargoul din 2006. După cum spuneai și tu, tăticul meu era în domeniul acesta și de multe ori mă uitam în contractele lui, avea contract destul de interesant pentru mine ca și jurist atunci. Și oricum am zis, bine, dar noi putem face mai mult pe, pe zona asta. Și atât de aici s-a pornit. De Deci cumva și legătura cu tata și contextul da. pe care îl aveam noi atunci economic și ai menționat de embargo, am avut embargo în 2006, într-adevăr, ulterior în 2003, 13. Și acest embargo sau aceste embargouri. Și au acum, fost, de fapt, avem -o... tot o situație dificilă, exact, de geopolitică, dacă vorbim. Dar aceste embargouri au fost, pe de o parte, crize, pe de altă parte, totuși, oportunități, pentru că am putut să ne regândim filozofia care, filozofia vinului. Cum le privești aceste embargo Ce au fost ele? Foarte frumos ai spus și asta o utilizez și eu în lecțiile mele cu studenții. Când spunem criză, noi ne gândim doar la criză, la ceva negativ. Exact. la orice criză există oportunități. Absolut. Și, de fapt, dacă ne uităm la simbolul în alfabetul, de exemplu, chinez sau da, acestui cuvânt, exact. el este format din două simboluri, da? dintre care unul înseamnă oportunitate. oportunitate. Deci, iată, eu sunt, am tendința să mă uit la partea plină a paharului, chiar dacă acolo sunt două picături de, în, în pahar. Oportunitatea atunci nu a fost văzută. A fost o a fost o catastrofă ce s-a întâmplat și eu rezonez destul de bolnavicios, oarecum și mă doare când aud cuvinte de genul că iată bine că a fost embargo, că datorită la acest embargo, noi am reușit să facem vinuri de calitate. De fapt, nu, datorită vinuri, nu, nu, datorită embargoului și acelei situații de criză care a pus pe fugă zeci de mii de familii și care a cauzat faliment la mai mult de jumătate din întreprinderi, și care până acum este irecuperabil acea, acele pierderi pe care noi le-am suferit economic, dar și uman și de imagine și de reputație, noi, oamenii din Moldova, noi am, am reușit să facem și noi am fi putut și atunci, doar că era un context bolnăvicios, era un context de dependență de o piață care nu era o piață de calitate, era, eram dependenți și orecum antrenați într-un cerc vicios de, de ușurință de a face afaceri care erau era foarte simplu, simple da. și așa și inevitabil avea să se întâmple o schimbare, pentru că veneau noile generații, ca și mine veneau copiii altor vinificatori și care și acum sunt în business, ca tine de exemplu, exact. da, care oricum ar fi preluat business, oricum ar fi diversificat. Doar că s-a întâmplat asta pe un fond de o tragedie națională, care eu cred că până acum ea nu a fost pe de deplin recunoscută și conștientizată de fapt la nivel la nivel, să zic așa, macro. însă Iată, în 2010, mi-aduc aminte perfect de deci, momentele cele când se întâlneau într-o cameră cei mai proeminenți, significatori, proprietari, exportatori, exponența industriei. Și i-am înțeles: Hai să lucrăm împreună, statul nu ne ajută, băncile. Sbânci, contextul este ăsta, ce avem de făcut? Am așteptat din 2006 până în 2009-2010, am înțeles că nu se mai întoarce, nu o să mai vin înapoi, da, ce a fost. Hai să mergem mai departe. Eu am avut atunci oarecum oportunitatea să fiu în, acest, în acea cameră, să fiu în acel proces, ca și consultant la acea vreme pentru proiectele USAID și lucram cu aceste asociații. Și atunci am am făcut așa o sinteză pentru că eram proaspăt și revenită, și am făcut o sinteză la ce se întâmplă în alte țări, și am studiat mai mult de 10-15 state vinicule, ce au făcut, cum își administrează afacerile cum își guvernează această industrie, care este modelul de colaborare, care este secretul succesului în comercializare. Deci o sinteză care nu era doar juridică, nu era de politică publică, era totul, și marketing, și vânzări, și structura filierii, și finanțare, și așa. Și atunci am scris, am fost autoarea cărții albe, care până acum a servit ca un ghid de politici, să zic așa, mm -hmm, pentru da. industrie, să ne regândim industria vitivinică, Rethink wine Sector. Ea este până acum și eu, des, așa, mai deschid. Mai retrospectivă. Ce am reușit, da. Ea a fost publicată în 2010, am prezentat-o. Și era destul de disruptiv, era destul de inovatorie de pentru acel moment, multă lumină a crezut, dar acum din acele 10 concepte care le-am scris acolo, eu pot să zic că noi le-am reușit la 90 și ceva la 100, le-am le implementat și totul a fost posibil. Acum suntem la o nouă conjunctură în care din nou trebuie să ne regândim, să ce facem mai departe și este bine ce spunea cineva din liderii societății noastre că odată în 10 ani trebuie să se regândești locul s în societate. Și, e și de... de viață, probabil, și în companii, strategia de companii. Tu ai menționat aici o chestie foarte bună, că la masa aia erau reprezentanții ai companiilor mari vitivinicole. Bun, dar în acești câțiva ani, un deceniu, de fapt, s-a întâmplat, s întâmplat un lucru foarte interesant. Moldova, încet, încet, devine un fel de hub uh, european sau poate chiar mondial cu foarte mulți mici vinificatori pe cap de locuitor, pe metru pătrat, că sunt tot mai mulți. Deci, asociația micilor producători este în creștere, așa fiind și eu ușor conectată cu industria, tot aud pe la colțuri interesul tot mai multor oameni să încerce, să practice, să practice diferit. Deci, nu doar un vin artizanal făcut la butoi, cum facea bunelu, dar cu un pic de inovație, cu un pic de tehnologie. Și atunci te-am mai auzit și într-un interviu la internetul grăiește, cred, că vorbeai despre faptul că atunci când ai intrat în acest domeniu, ai găsit un sector dezbinat. Cum s-a întâmplat în toți acești ani? A reușit să se unească, totuși? În anumite momente de criză, da, a fost o unitate. Este dificil să ai o unitate constantă, da, permanentă și este normal, lumea are diferi, diverse opinii și diverse atitudini față de anumite uh, circumstanțe. însă dacă ne întoarcem acei, acea decadă de a, în, în urmă, într-adevăr a fost un moment, de exemplu, în 2011, după ce am prezentat, că a durat vreo 9 luni până s-a dezbătut, până s-a reușit, când am adunat atât acești exponenți, erau cred că vreo 30 uh -huh. atunci, cu domnul ministru de atunci al agriculturii, domnul Vasili Bumacov, și noi și ne-am dus în sala mare de la Cricova, și cineva a spus la un moment dat: Băieți, ori ne înțelegem, ori închidem ușa aici și nu ieșim până nu ne înțelegem. Trebuie să facem ceva. Și atunci s-a semnat așa un mit, o declarație de consorțiu, atunci s-a numit. A fost în. Deci, prin luna april, aprilie-martie 2011. Și de atunci am început deja reforme. Era clar că vrem. Vrem oficiul parteneriat public-privat. Vrem calitate versus cantitate. Vrem să dezvoltăm, să liberalizăm pentru că era o legislație învechită bazată pe gosturi, pe, pe, pe o economie planificată, o reglementare da, da, pentru o da, economie da. planificată. Că vrem să diversificăm piețele și vrem un brand de țară, că vrem să fim destul de inclusivi prin care să putem să admitem și să avem și mici producători, și crame, butic, și mari, toată lumea să aibă un loc la masă. Când ne dorim să avem o trasabilitate și un registru vitivinicul bazat pe un cadastru al podgorilor. Deci toate aceste momente erau deja planificate. și deci, a ieșit dați... fumoal. Și a ieșit fumoasă, atunci, dar lucrul abia începea și uh, acum, de asta zic 10 ani în urmă și de ce este bine că am avut această continuitate în care am putut să vedem, să păstrăm această unitate prin continuitatea colaborării pentru că eu nu am lucrat pentru asociație, nu am lucrat în cadrul ministerului eu am fost oricum terță parte iarăși mediatorul, facilitatorul acestui da, proces uh, cu un pic de expertiză cu în care eu eram și consultant și facilitator și proiect project manager și de toate uh, și vedeam cum totuși lumea își dorea și chiar acolo unde nu era, nu era înțelegere sau nu era la unii dorință, rămâneau pe bandă, pe bandă. Acolo unde era unitate și erau, deci acest, acest, nucleu, până la urmă a rămas până astăzi, eu cred, majoritatea dintre ei, formează acest nucleu de de rezistență, de reziliență, mai bine zis, a industriei. Și vreau să vă zic că sunt extrem de impresionată de spiritul inovator, de spiritul destul de progresist și durabil al mai multor exponenți acestei industriei vitivinicole. Se aude des, vai, vinificatorii sunt greoi, sunt așa, sunt altfel și totuși nu, nu, nu sunt nu sunt de acord în contextul în care cunosc personal uh, foarte multă lume. Nici ce aș putea sector. afirma asta. Uh, sunt niște oameni inovatori și cred că vinul iată, este totuși acel produs care uh, rupe barierele, oarecum, știi. Și este o industrie ca nimeni altă. Eu aș vrea să zic că industria vinului, dar nu, nu este o industrie agroalimentară este un, o industrie care este, de fapt, așa, coloana vertebrală a economiei naționale. Chiar dacă noi vorbim acum că, da, într-adevăr, avem economii și avem industrie vibrante din noi tehnologii, dar această personalitate unică pe care o are Moldova, ea rezidă și pornește de la vin. Această mândrie, demnitate a companiilor IT, care le vedem cum vin cu idei legate de vinuri, da? avem start-up-uri, deci iarăși le dă -o această uh, această mândrie oarecum și te uiți în, în alte, oricare alte industrii care sunt conexe, industria creativă, de exemplu, da? Suntem cei mai tari la în partea aceasta de, de packaging, în toată lumea la expoziții ne spune cât de frumoase și cât de creative și cât de minunate sunt etichetele și brandingurile și identitățile voastre de brand. Campaniile pe care le-am făcut, deci totul, totul se învârte oarecum. De deci, mi-aș dori foarte mult pentru următorii 10 ani să re valorizăm acest sector, să-l scoatem din uh, pachetul ăsta de uh, agro, sectoare agro. Mm, vinul nu este doar un sector agro, el cuprinde și creativitate, el cuprinde dezvoltare rurală, cuprinde educație, cuprinde cultură, educație, și cuprinde turism, cultură da, patrio, deci patriotism, și eu mai zic foarte des acum, și este parte din strategia nouă pentru industria vitivinicolă, este un element de coeziune socială. Absolut. De coeziune între minorități, între diverse grupuri etnice. Pentru că toată lumea se autoidentifică și îmi place foarte mult când mă duc, de exemplu, la uh, prietenii noștri în Găgăuzea și în beciurile lor, chiar la pensiuni sau astea, au și vinuri și de acolo, și de acolo, și din Găgăuzea, și toată lumea. Și în centru se, se vând și cât de mult noi ne promovăm, ne ducem la Provan și spunem, uitați, noi avem o zonă de Sud care este așa, avem o zonă de, care este așa, avem inclusiv vorbim despre. Eu cred că acum, dacă da. îmi livra niște vin la Moscova, am putea să facem pace în Europa, dacă pot să zic așa. Că, da, vinul, vinul moldovenesc poate fi o punte de dialog. De aici se încălzește comunicare. Exact. Și cred că își merită locul în, în tot ce înseamnă, de fapt, simboluri naționale. Eu aș vrea să te provoc să încerci să măsori acești 15 ani ai tăi în industria de vin și aproape 12 ani în funcția de vicedirector al proiectului de competitivitate care s-a dedicat atât de mult acestei industrii. Vreau în 10 verbe, în 10 verbe să încerci să măsori toți pașii pe care i-ați făcut. Dacă vrei să-i pui într-o ordine Exact, mm. e ok. Dacă nu, pot fi. să numărăm. Să nu mă duc Hai. peste 10. Hai. Bine, aș începe. A reforma, a crea, a visa, a uni, a promova, a produce sau a spori calitatea, da? A crește, noi generații, a dezvolta țara, a desena, a viitor? Da, și foarte de tare mi-aș dori a exista, sau a trăi un veșnic, mult perpetua, da, perpetua. da, a z zicile să-l punem așa. Să fie așa, da. eu tot îmi doresc să perpetueze și uh, verbele de obicei înseamnă acțiuni și eu te asociez pe tine cu verbele mai degrabă, pentru că mi se pare că ești omul faptelor. Dar uh, hai să încercăm să uh, poate tu ai zis în cuvintele de mai sus, dar să încercăm să consolidăm ce lipsește astăzi aceste industrii, Iată, ca să devină mai competitivă decât este. Pentru Investiții. Că... Investiții investiții este critic necesar. Zece deci ani în urmă aș fi spus îi lipsea o schimbare de mentalitate. Nici nu atât de multe investiții trebuiau atunci cât o schimbare de mentalitate. Și de fapt în proiectele noastre, în proiectul de competitivitate noi am demontat un mit care exista că dați ne nouă bani și noi să știm ce o să facem cu <laughs> noi. Uh, în schimb, de eu sunt de acord, trebuiește, dar uh, deseori, de fapt, în cele mai multe ori cu acei peste 100 și ceva de întreprinderi cu care am lucrat în domeniul vitivinicol, spuneam, hai împreună să facem. Hai atât, noi vedem ce vă trebuiește. Hai pe etape să mergem, că nu vă trebuiește tot deodată. Hai să începem cu calitatea sau cu brandul. Pentru fiecare diferită. Am fost o, o abordare foarte individuală. Hai să facem. Uh, dar noi vrem expert, nu mai străin. Hai să încercăm mai întâi cu un local, cu un mentor local, da? Hai să vedem. Hai să încercăm. Nu vrem numai o agenție străină ca noastră. Hai să încercăm cu una locală. Hai să facem o campanie locală. Uh, hai să încercăm să producem un vin de genul ăsta, cu pași din ăsta, cu pași de soiuri din ăsta. Hai să facem. Și făceam oarecum împreună și una câte unul se demontau aceste menturi Și în final ei foarte des, iată, în multe întreprinderi, inclusiv și mici producători, dar și întreprinderi în astea tranziții, care tranziționau spre modelul uh -huh. de calitate, au început să-i coinvestească banii proprii, nu mai aveau, de acum era pus traiectori. Ori acum deja suntem la un alt, o altă conjunctură în care, într-adevăr, avem nevoie, de exemplu, să plantăm foarte mult. Avem un patrimoniu viticol învechit, Două treimi din podgorile noastre sunt, de fapt, peste limita de productivitate și de vârstă, și soiurile, și adaptarea la schimbările climatice, și necesitatea de mecanizare din cauza migrației, și aceasta va permite și optimizarea de costuri. Toate acestea, de fapt, de multe ori se, se blochează în lipsa acestor investiții, ori contextul acesta pro-european și recunoașterea statutului de candidat în, la integrarea în Uniunea Europeană ar permite sau recum le dă așa niște speranțe antreprenorilor, da, nu doar din industria vinului, că vor veni și vor avea acces la aceste fonduri. fonduri exact. Și mai este o, noi spuneam că criza înseamnă oportunitate. Desi ori în timpul crizelor se fac investiții mari. Da, probabil. În, în anumite, deci, unde, acolo unde valoarea banului este sub semnul întrebării în, într-o perspectivă medie, sub aspectul inflației, sub aspectul chiar zic, creșterii unor costuri la anumite inputuri și așa mai departe, oamenii aleg atunci să facă niște investiții, poate în mijloace fixe și așa mai departe. Și mi-aș dori, să, mi dori ca acest, acest verb a investi să <laughs> da. devină realitate în următoarea. A, acum, dar sunt să să te întreb, poate tu știi mai mult? Urmează să vină fonduri pentru astfel de proiecte? pot spera vinificatori Conjunctura este una care ar permite să sperăm la aceste deschideri și deci, parcursul altor state care au avut această calitate de. Da, dacă comparăm candidat, cu România, spre exemplu. Ar, da. ar lăsa să înțelegem. Or, totuși, situația este un pic altă acum, conjunctura, chiar regională. De deci, aceea, nu m-aș da cu proiecții, însă, cu siguranță, aceasta este zona în care urmează să se lucreze foarte intens în acest parteneriat public-privat despre care vorbeam. După tine, în industria vinicolă mondială. Cine sunt concurenții noștri de facto și de la cine ar trebui să ne inspirăm? Concurenții noștri de facto acum sunt de fapt schimbările climatice. Acestea sunt de fapt dușmanii noștri la toți. Noi nu, nu putem altfel să să rezistăm. Este produsul la ceea ce am ignorat de zi, Da, adevărat. asta este de fapt o mai mare barieră, este această schimbare de de generație și de atitudini față de consum și de față de felul în care noi consumăm și ce consumăm și cum consumăm deci aceasta este o altă tu m-ai întrebat de, de competiție, întreba dar de eu competi îți spun de provocări, eu da. am da. înțeles e un o, să, o să ajungem și acum, acolo acum dacă cred. ar fi să, să revenim la direct să răspund la întrebarea ta, eu nu cred că putem spune că Moldova are competiție din partea marelor muguli în domeniul de și chiar este dificil, noi acum eram într-un exercițiu în cadrul definitivării strategiei de a, de a vedea care sunt acești potențiale concurenți. A spune că suntem concurenți cu Georgia, nu cred, avem oarecare profil comun. A spune că suntem concurenți sau Este un profil de concurent similar, de exemplu, Bulgaria și România. Iarăși sunt foarte multe de a discuta sau vinurile din Ungaria, care iarăși nu pot să fac o comparație directă Moldova este așa un sui generis, un caz sui generis și noi suntem așa câte un pic din mai mult. Este o stare compozită și de, de, aceea discutând cu experții de marketing chiar din afară, am zis hai să ne desenăm noi profilul nostru de concurent al nostru cu care noi vrem să ne comparăm și către care vrem să creștem. Da. Și asta a fost soluția și se, se, face, se face și așa în unele Situație. strategii. Da. Mm -hmm. Dar, oh, că am vorbit acum de România și mi-am adus aminte de situația asta legată de produs în Moldova și ceea ce ei acum un pic ne pun în dificultate pe noi și în același timp ei nu au o zonă delimitată, Moldova, o zonă de Dialuri. Dealurile Moldovei, da. Asta cum crezi? Bine din tot dintr-un soi de competiție pe care o au cu noi. Sau se simt cumva amenințați? Competiția este sănătoasă, de fapt, întotdeauna. Încolo unde este competiție, este progres și este, de fapt, Așa trebuie să succes, fie. Încă. da, și noi trebuie să învățăm, de fapt, că atunci când mergi la la, într-un concurs, într-o competiție, trebuie să faci toate, să iei toate lecțiile și să te aperi pe toate căile. Asta vorbește avocatul din tine acum. Da, pe orice, pe orice, cale nu, nu ar fi deschisă. E discutabil și din punct de vedere și din punct de vedere politic și din punct de vedere al competiției această situație care a fost, noi trebuie să o depășim noi trebuie să continuăm să promovăm rândul de țară vinul Moldovei care de fapt ne valorizează și în România avem o reputație Foarte bună. care este din nou valorizantă pentru noi, este destul de interesantă ca să o explorăm și nu doar pentru vinuri, dar vinurile sunt în centrul acestei reputații al produsului cultural da, Asta. vorbim de artiști, al, chiar celor aspecte de gastronomie și turism, care ele sunt și ele sunt ex, extrem de atractive. Și partea de industrie creativă este un potențial Industriile enorm. Industrie creativă, da, da, vorbeam despre, despre talentele noastre. De aceea, noi trebuie să ne facem lecții. Eu când lucram în CONIAC, în biroul Național Interprofesional... al Coneac, la Coniac, da. era un serviciu care se numea, de fapt, exact serviciul de uh, a ghida întreprinderi sau exportatori în uh, cerințele pieței. Da? Și acolo erau toate cerințele. Deci, dacă este scris că etichetarea trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Și probabil că este cazul acum să colaborăm mai bine cu serviciul Diplomație Economică pentru că să avem acest, acest suport informațional, această inteligență în accesarea de piețe și să putem să prevenim această situație Pentru că a intra pe raft este o muncă și este o investiție de durată și extrem de costisitoare. Iar să te dea de pe raft jos, asta este o, din nou catastrofă, pentru că să-ți iei locul înapoi noi este foarte I dificil. De aceea noi trebuie să anticipăm și este necesar să nu, să nu mai avem un asemenea. Bun, e foarte precedent. bine acest, acest, acest dialog, foarte bine se pliază pe următoarea mea întrebare. Zimte-te rog frumos, în ce termen trebuie să gândească un mic producător de vin? ca afacerea lui să fie una sustenabilă. Pentru că asta e și mai greu să intre și pe raft și să intre pe pieți străine și atunci el trebuie să învețe să gândească vizionar.. În ce termen? Eu aș spune că mare diferență nu este între a gândi ca un mare vinificator și ca un mic diferență. O calitate sau un aspect care este definitoriu pentru un mic producător este să aibă o identitate proprie. O... Este atât de important și pentru unul mare, dar este mai versatil acolo zona că portofoliu și așa mai departe. La unul mic, pentru că este un vin pe care îți pui natura, un vin de autor, această identitate, această istorie, această legendă, ea devine, de fapt, centrală în această, acest demers. Restul deja că trebuie să fii competitiv, că trebuie să te gândești să ai un business model, că trebuie să produci calitate, că trebuie să ai capacități, că trebuie să te gândești cum să vinzi, că trebuie să fii, să respecti reguli. Asta le fac și unul mare. Dar oarecum, deci elementul acesta de personalitate este mult mai puternic pentru un mic producător. Bine, dar în același timp am impresia că noi aici pe piața locală suntem de multe ori forțați să sărim peste șaua calului. Să încercăm să sărim peste propriile, nu știu, puteri. Pentru că, spre exemplu, țări mari, vinicole, Franța, Germania, Spania, ei lucrurile sunt mai simple. Și ziceam și mai devreme, ei uh, apreciază cât efort depunem noi la branding. Dar la ei totul e foarte simplu. Noi trebuie să recuperăm aceile decenii pe care noi le-am pierdut și în care ei au pus această simplitate la punct. Care pare simplitate, dar în spate stau decenii în care s-au lucrat la formarea notorietății unei denumiri de origine sau unei regiuni sau unui brand sau unui șator mai departe. Deci noi recuperăm și noi trebuie să recuperăm mult mai alert și noi trebuie să fim mult mai în timp cu tehnologia. Noi trebuie să fim mult mai creativi și mult mai disruptivi. Este o traducere nu foarte bună din engleză, dar tu trebuie să fii transformați, noi Trebuie să rupi da. șabloanele, da? Da, eu scriam că noi suntem într-o era transformării și trebuie să ne învățăm să îmbrățișăm aceste transformări constant. Și să încercăm să facem altfel. Deci toată lumea face. Hai să încercăm un pic altfel. Un pic uh, diferit, poate. Bun. Acum o să migrăm încet, încet într-o zonă mai. nu pot să zic privată, dar o zonă ușor personală, ca să o descoperim pe Tena din altă perspectivă. Probabil istoria asta cu vinul vine totuși de la mingeri, eu cred, de la toamnele în care mergeați să culegeți struguri, pentru că era asta o practică și o tradiție, și niște munci de toamnă proprii pentru viața la țară. Spune-mi, te rog frumos, pentru că știu că și tata și bunelul făceau vin, vin la butoi, așa cum se făcea la fiecare gospodar în curte, dacă poți să descrii acum organoleptic acele vinuri. Da. Vreau așa să atingem un pic coarda sufletului. Da, da, da. În primul rând era întotdeauna rece și spumos. Asta nu țin de organoleptic, sunt de vizual mai mult, știi, și de gustativ așa. Pentru, pentru că, că era, era de la fundul din, beciului. de la, da, din chinețe, cum se spune la noi. Uh, așa, destul de, destul de suculent, da? fructuos. Pozi zic că în aromă vine, de obicei părinții mei făceau vinuri și chiar și bunel, da, făceau vinuri destul de așa curate, bune, ca pentru sine, știi. Și mai dădeau, probabil, să mai gustăm cu guriță și așa un pic acrișor, mai, mai, mai pișcat de limba, așa da. Țin -mi minte când -mi vin deja soțetea și mirosul ăsta de, de oțet, de oxidat. M lucrați asta. acasă toți atunci când se trăgea la teasc, toamna. Da, 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 Mergeam, la, vor... mergeam la, la, bunei, la, la ei se făcea de fapt toată munca asta. Acolo mai, La noi nu prea, adică mai așa. Da. Direct din tească Do, la... Da, 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 da. da. ce se, se mâinile. Se tot. tot. Mm. Eu am prins, și, am prins și timpurile când mergeam la cules, la poamă, cum se spune la noi, la strugă, la, de la școală. Aha. Da. Deci, satul Mingir este, de fapt, înconjurat de foarte multe podgori. A fost și o cramă, este și un cântec foarte cunoscut de pe timpurile anilor 60, că la cramă, la Mingir. Uh -huh. Deci, se producea. Vinul este parte din, iarăși, cum spuneam, din ADN-ul nostru. Nu putem să-l scoatem. Da, din... e o cultură ancestrală, deci nu te lepezi de ea prea da. ușor. Și acum, la mesele de revedere, de care vin beți? Din butoi de la tata sau vin la sticlă? Că... La sticlă. Bine. La sticlă. Da, da. Și ai tăi acasă sau obișnuit și ei cu. Da. Cu da, smith. nu, e, se mai produce vin la butoi, mult mai calitativ, cred că încă chiar decât anterior, pentru că se, se face multă grijă și la igienă și la toate. Și chiar este bun în primele, primele luni, să zic așa, după ce el se așează bine, încă îl mai gustă, dar totuși pentru a savura mai bine clipa și tot. Da, eu de obicei selectez minima. Vineri vinuri speciale. Divinări, fetele voastre, fetele tale, tu ai două fete, ele asistă probabil la toate episoadele astea de consum, care este un consum foarte conștient, estetic. Sunt coparticipante. Voi transmiteți asta conștient și mai departe. Da, Ele... da și mie, deci eu nu văd o problemă de a discuta și de a explica din start că este un produs alcool, chiar azi dimineață. Maria, cea mai mică m-a întrebat de ce este asta, alcool. Uh -huh. De ce la copil nu spate, și încercam să explic despre ce, că este un molecul, este așa, care face să te pentru copiii în spate, părinții știu când se oprească și multe așa mai. Uh -huh. Dar eu am. Am savurat, de exemplu, momentul și chiar am făcut o postare, dar până acum mențin uh, uh, acel sentiment, când Mariei, din nou, care avea, cred că, 5 ani, toamna trecută, la grădiniță i-au dat proiect despre uhum. cum se face un vin. Și asta era în luna octombrie, cred că. Deci am de acasă, hai să facem. Bine, data asta mi-a zis, mama, hai să facem, nu no, poate alți copii au zis, nu să le arăte, să facă acel proiect, a, să le sau mama e implicată în proiect. Și am făcut-o și eu, pentru mine asta a fost așa, zic, doamne, am ajuns în momentul în care la grădiniță și asta este normal și bine să spun. De ce? Pentru că vinul nu este un produs alcoolic. Este un produs care conține alcool, dar nu este o băutură doar alcool. Este, cum spuneam, un produs etnocultural, Produs care, de fapt, exprime ce însemnăm noi ca și popor și istoria noastră și tot. Și copilul prinde cei mai buni, de micuți. Exact, de deci aceea deci, îmi place și sper foarte mult că aceasta să rămână parte din curicul și de la grădiniță și de la școală. și Să putem să ne apreciăm. A, da, e adevărat. Deci nu... Nu trebuie să facem din vin o oroare în fața copilului. Că nu se poate, Doamne ferește. Nu se poate, într-adevăr. Da, Explicăm de ce nu se exact. poate. În același timp, tu spui să nu facem o oroare în sensul ăsta. Eu mai zic Hai să nu facem din vin o, un obiect de fetiș la care ne închinăm cu toții și exact. Doamne ferește dacă ai pus un pahar care nu neapărat este așa și bine. Da. Doamne ferește dacă tu cumva în timpul verii, nu ai băut un vin... <laughs> Al sau rozie, dar ai trecut pe roșu. Să dăm să pui un vin roșu la frigider. De multe ori noi aceste limite le învățăm, dar a explora, a admite un pic, Mi să ieșim din acest, din nou, -ă, această complexare pe care, de fapt, ce ne face? Ne face că mulți consumatori se duc de la vin și se duc la băuturi care... Pf, pf, e mai simplu. Da. Deci înțeleg. e simplu să-l menținem simplu, cum spuneai și tu, dar să-i menținem această individualitate, această personalitate până la urmă da, și încet să explorăm. Bine, nu trebuie să fie mai puțin despre protocol, cred că, și mai mult despre hedonism, despre plăcere. E, și una, atunci tu una poți experimenta. Nu se, da, se exclud. Pornim de aici în că tu spunea aici deci în jurul nostru în fără că eu să insist. Dar oameni, prieteni, colegi care beau foarte mult, de exemplu, tării au trecut pe vin. Au trecut pe vin. Și vinul îmbătălea și-l descoperă. Și, uite, Eu mi-aș dori și la anunțele moldovenești să fie și tot mi mai dori, mult vin da. și mai puțină tărie. De aceea noi pornisem atunci acel program Wine Friendly. știi, Zic, uh -huh. hai uite prin inițiativa asta Wine Friendly, amicii vinului, pe toți. Jurnaliștii au devenit amicii vinului. știi? Da, Oamenii da. de creație au devenit. IT specialiști, toți sunt amicii vinului. Și începe doctorii, medicii, inginerii și da. pornim așa ori pe profesie, ori nu știu încă mi-a rămas ideea asta, cred că mai este mult de făcut pe această e, bine, tu ai zis o chestie foarte bună, că odată la 10 ani trebuie să facem un upgrade la viziune și la strategie și atunci tocmai suntem toți în faza asta eu îți ziceam la început că am avut un partener care m a ajutat, o parteneră de fapt, care m-a ajutat să te descoper un pic mai mult, și ea îmi zicea că tu poți fi cucerită cu un vin bun, cu o discuție filosofică despre geopolitică, despre istorie sau despre Franța, uh -huh. și întotdeauna cu vin un vin bun alături. spune-mi, te rog frumos, care este vinul tău preferat? Vinul meu preferat este cel de azi. Ok, care ar fi vinul de azi dacă ar fi aici, pe loc? De seară, eu am să deschid un vin și îți spuneam de care. Da. Că o să-mi vină o prietenă foarte bun în vizită și vinul cel o să numească surori. Dar este un vin rozie, da? Și de că am surori și am da, prieteni, e simbolic pentru tine. Am prieteni foarte buni care îmi sunt foarte apropiați și în care am multă încredere și de fapt ne simțim așa ca o familie. Dar asta spuneam, dar zi, vi, fiecare zi își are vinul său, și are descoperirea sa. Îmi place să descoper, îmi place să gust, ce înseamnă un vin bun. Și un vin bun la momentul potrivit, cu omul potrivit, cu, în, în măsură potrivită. Iată, asta este ceea ce e ce frumos. Și o să vină timpul când poate nu o să mai pot să-l să, -l, să -l servesc, vine, vine această, această, perioadă, dar și atunci o să pot să mă dau cu părerea. Cred. da, eu cred că la câtă expertiză acumulezi tu și experiență o să ai acest drept a declarat sau nedeclarat să faci recomandări și mai târziu. Dar la propriu, ca, să te răspund, pentru că poate întrebarea știu eu. Pentru astăzi e surori, da. am înțeles. Da, dar îmi plac acum mai mult, din ce în ce mai mult, vinurile fructuoase. Și nu, uh -huh. nu ezit să o zic foarte des. Îmi plac vinurile fructoase care nu sunt machiate. Și eu prietenii știu că îi des le dau acest deci nu-mi plac vinurile. Ce înseamnă mai... machiat? În că prea, știi, iată această frumusețe naturală sau Fru, fruct, mai aproape de, strugure. de acolo. Da, dar el este bine vinificat, bine integrat. Chiar dacă a trecut un pic prin butoi, dar este suficient, nimic mai mult, știi? Iată, această modestie oricum și cum se cădea, pe mine mă, pur și simplu mă epatează și câteodată eu chiar spuneam, acum fusesem într-o deplasare și spuneam în Franța luasem un codiron care nu este vedeta, știi, marilor. Atât de atât de bine făcut. la noi sunt, dar încă tendința la noi vine un pic mai târziu, știi. <laughs> da, deci da. vinurile prea greu, prea prea încărcate cu lemn, prea utilizate tot felul de, zic, practici oinologice, prea din calea afară. De deja pentru mine îmi pare că asta este o supra știi? Ca și, și noi atunci doamneli, că când că și, supru, și, când exagerăm, și consumatorul atunci. crezi că trebuie să se învețe a desprinde și să caute această naturalețe? Fiecare se regăsește. Fie de de ce preferențe? este vinul atât de deosebit ca produs? Pentru că el este atât de divers. Atât de divers. Deci da, eu același soi regăsesc... la 10 producători da. este... Și eu, în anii când revenisem din Franța, eu sufeream foarte mult în Moldova. Pentru că eu nu puteam să nu puteam, nu aveam ce bea aici, uh -huh. sincer. Deci, cumpăram cele mai scumpe vinuri, asta era anul 2005, 2006, da? 2007, primii ani când am revenit, nu aveam ce degusta din de Deci, mă chinuiam efectiv și nu, nu puteam să-mi permit, dar des cumpăram vinuri cele mai scumpe și erau câteva doar. Eram foarte buni și suntem foarte buni încă la spumanti și atunci eram așa, nu știu cum constantă. Dar pe vinuri am început recent să facem performanța. Bun, același complice. Și eu am să deschid le zic, e sora ta. Mi-a spus că ești pasionată de poezie. Știi să și reciți. Nu o să-mi reciți astăzi, ok, nu insist. Dar ești și o femeie care citește mult și se vede educația ta spune asta dar menționat însă că îl citești cu pasiune pe druță și tocmai druță e acela care zicea că am să citesc pământul, istoria și limba sunt în esență cei trei stâlpi pe care se ține neamul eu îndrăznesc să te întreb dacă te consider o patriotă da, sunt, patriot, da. Patriot, sunt patriotă patriotă patriotă, Corect. Da. Da. Da, sunt. Sunt și îmi place să, să, fim, pentru că iarăși este o educație de familie, pentru că și copiii se simt au o apartenență, este ca o apartenență la o familie, da? În același timp, da, îl citesc pe Druță, dar și Druță este, un știu cum, esența aceea, sunt, este Acum din ce în ce mai dificil pentru tineri să-l înțeleagă pe druță. Eu am avut și ocazia să stau de vorbă cu da, să și să-l cunosc și am, am avut această de, deosebită, să zic așa, În școală ocazia. se nu citește druță, doar că nu mai citesc copiii astăzi, cred Nu îl înțeleg, o, iată, da. Adolescenții îl citesc, dar mai dificil îl înțeleg decât noi. De ce? Pentru că le lipsește această viață la țară. Exact. Regionalismele și așa. Mai dar eu vreau să te întreb în contextul acestei noțiuni de patriot dacă tu crezi că trebuie să promovăm asta pe larg în societate, să dezvoltăm acest sentiment de apartenență la țară, Mie, eu cred personal că asta un pic ne lipsește. Sigur, și putem să începem, iată, cu Dar politizat, știi? nu politizat, nu, politizat. De ce nu? Iată, când, când, eu, fiecare dintre noi, suntem undeva ambasadori. Absolut. Și când începi să povestești, ce, poți poți spui de bine? Că de rău... <laughs> Poate oricine. Da. Ce poți spui de bine? Începi să zici despre felul cum trăim, despre cum suntem în familie, despre tradiții, despre vin, despre. despre mâncă, Inima Mare, din despre țară Inima mică. Aceasta, ospitalitate, și tot ceea ce s-a întâmplat acum recent, care de fapt ne-a redeschis nou, de fapt, o, o da. nouă tot, o criză. O criză care ne-a oferit și o oportunitate să ne facem cumva. Cea mai, cea mai cum zic, nici nu văd oportunitate, cât văd, mi-a redeschis ochii, cât noi mai avem. A mai avem atât, de timp, da, trezit. Mai avem ceva. Da, e ca în cântecele regretaților, e de Teodorovici. Mai avem ceva care mai definește noțiunea asta de neam și identitate. Prin tot ceea ce faci. Eu nu știu dacă tu te identifici, dar uh, eu cumva cred că te-aș putea identifica ca o ambasadoare a tradițiilor seculoare. Chiar și la pandativul ăsta pe care îl ai acum la gât, este ceva pe care eu aș desprinde ca fiind din uh, imaginea de da, casei de la țară. Cum reușești tu să conservezi tradițiile și să le transmiți fiicelor tale mai departe? Pentru că eu știu că voi acasă aveți tradiția plăcintelor de sâmbătă făcute de mama, cinele prelungite până după miezul nopții sub nucul din curtea casei, tu deja fiind la casa ta și cu fetele tale, cum conservezi și transmiți tradițiile? Noi fiecare ne creăm anumite tradiții, dar nu uităm să le păstrăm pe cele, să zic, care strămoșește, așa să spunem. Și mie îmi, îmi plac tradițiile. mi îmi plac. mi îmi pare că asta este un, o inteligență care s-a transmis în generații. Îmi pare că au, este esența așa care toate generațiile au... Vine acolo unde este esența, pentru că nu vorbesc despre tradițiile astea care au, au inundat, să zic așa. Încerc să le păstrez acasă, dar totuși sunt un că părinții ne așteaptă și de obicei acolo este casa lor. Casa tradițiilor e acasă. E acasă. Da. Dar cum... Acolo Adolescent, sunt ta, ta adolescentele tale, că și aia mică deja o să intre acum și în preadolescență și apoi în adolescență, cum le primească? Pentru că acum tinerii sunt așa, mai se frig de tot ce e tradiția. Foarte că nu este în Paștele și tradiția ouălor și ciocnitul și spălatul cu aiazmă și hulubașa de pe și toți sunt, deci nu știu, tradițiile astea sunt. Ele trebuie păstrate. Și copiii le primesc foarte. Ei sunt ca un, ca un ritual care e ca într-un joc, știi? Uh -huh. Deci ei primesc foarte bine. Eu nu am văzut repulse sau reticență. Uh -huh. mm. uh, bun. Acum intrăm și mai adânc în viața de Ani Lazar și o să menționez că la un hram în sat l-a întâlnit pe Radu. Radu Tălămbuță, care este viorist de la șase ani cu Ioara în mână și uh, este și membru în Orchestra Națională de Camera săli dacă nu greșesc. Mm. Cum este relația voastră? Cine este romanticul și cine este pragmaticul din ea? Asta a fost exact 25 de ani. Asta e atât de frumos. <laughs> fix în ziua asta. S -s fix în ziua asta. Da. Celebrăm atunci aici. De seară o să deschideți vinul. Da, da, da. Uh, pe rând... Deci este o uniune, așa zic, neconvențională, care nici nu mi-ar fi trecut prin cap, nici mie, nici lui, probabil, dar totul se construiește zi, zi de zi și se reinventează zi de zi și este așa ca un perpetuum mobile, da? Suntem romantici, suntem și pragmatici și savurăm și cultura și vinul și ne îmbogățim reciproc muzica și vinul se pliază foarte bine. Muzica și vinul. Prin el chiar îi spuneam de mult, radu, că îți mulțumesc atât de mult, că prin tine am ocazia să cunosc atât de mulți oameni, atât de valoroși, adevărați, știi, plini de, 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 nu știu, tot ce înseamnă iată, o adevărată valoare și patrioti, și în același timp o esență asta omenească și o spiritualitate și te o, o, o muzică. Nu doar muzică, din scritori, din actori, uh -huh. pentru că totuși tagma asta este din da. jurnaliști chiar, uite, uh -huh. avem, deci este o tagma, tu spunea, intelectualilor. Deci undeva tot suntem da. în tagma asta intelectualilor. și probabil că și eu tot, dar el este mult mai aproape, știi, și eu îi văd după culise și văd cât de dificil și cât de mare este munca asta pe care o fac. Da, și care trebuie da. valorificată și promovată Adevărul este că noi avem o sursă, suntem o națiune creativă, așa cum suntem, avem un vinul este produs național, așa Moldova este o națiune creativă, știi, moldoveni și, da. și Moldova este un creative că nation nation. Cred că sunt și bancuri despre asta, că de creativ da, Da, și sunt și pe YouTube și pe exact. TikTok, tot felul de astea, acum am găsit noi soluții creative, la, la multe alte. Dar fiți acest potențial, această sursă, să o canalizăm, să o direcționăm acolo unde ea să aducă valoare în înapoi și economică și socială și internațional vorbind. Deci iată, iată o sursă de creștere pe viitor. Bun. Acasă sunteți pe rând și romantici și pragmatici. Într-un interviu, soțul tău, pentru ziarul de gardă, cred, menționa că și-ar fi dorit foarte mult ca fica voastră, presupun că vorbea despre Sofia, să preia pasiunea pentru vioară. S-a întâmplat asta? Pentru muzică. Probabil. Pentru muzică, bun, poate. Da, pentru că vioara nu -a recomandat o recomandată, dat fiind că este într-adevăr un instrument destul de dificil și, da, Sofia face pian, mm -hmm. face o școală muzicală și este și normal, este plăcut. Fac ansamblu de vioară acasă, se cântă. Și aveți în... muzică. Acasă. Aici, Ai, sigur. concert sigur. privat oricând <laughs> vrei tu. Da. Uh, e minunat. Noi am ajuns în zona copiilor iar eu având acasă o mamă balanță și îți zic cu mâna pe inimă că nu cred că există un format de mamă mai bun pe lumea asta decât un spirit justițiar dintr-o balanță am să te întreb acum cum te descurci tu cu fetele tale și care e filozofia de parenting pe care o aplici pentru că ziceam mai devreme Sofia este adolescentă și Maria merge anul ăsta la școală și tu ești o femeie foarte activă foarte implicată. Hai, zine, cum, cum practici acolo educația acasă? Um, vine din dragoste. Din, da, din dragoste. Tot facem pentru copil ce este mai bine pentru el, la momentul potrivit, pornind de la cei ce cunoaștem și experiența noastră. Eu, la moment probabil că înainte, sau când a apărut să fie mai mult, am explorat toate, toate doctrinele de parenting și. <laughs> Tot ce înseamnă scrieri pe tema asta. Și pe urmă am înțeles că trebuie să avem o, o încredere și o conștientizare care vine, 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 pentru că ea este din aici instinct. cu noi, din instinctul nostru, de milioane de ani. Și încerc să ascult mai mult, să înțeleg mai mult. Încerc. Și de fiecare dată să, ești, să evoluezi în timp cu ei. Mai dacă sunt doi sau o trei, e mai dificil că trebuie să fii la diferite de apazoane. Dar asta este tot o, o cale. Pe urmă, există această uniune și discuție. Deci totul este în discuție și este important să nu te superi, să nu, deci să nu ți-ai mult spărat, Drama, fără dramă. Fără dramă, da. Cu toate că e dificil. Nu știu, nu cred că Sofia o să, o să asculte acest podcast până ce, dar da, nu este ușor da, și eu confirm că nu e ușor cu un adolescent în casă dar dacă s-au descurcat părinții noștri noi suntem exemplul lor și exact. se învață foarte mult din exemplu tot ce faci acasă faci mm -hmm. copilul da, tot da. ce face părintele el din oglindă, îl ia și poți citești foarte mult, dar totul se, se transmite atât la vreau să spun că la primul, da, e drept cum zici tu citești mai mult, la al treilea nu mai citești deloc <laughs> E tot pe intuiție. <laughs> și am descoperit că funcționează mai bine așa decât atunci când da, încerci să baci totul. Cam asta ziceam și eu. Da, ca din carte. Tu ai fost mereu cea mai bună, la școală cea mai bună. Cea mm -hmm. mai bună pe tavla de onoare. Asta da, e ce adevărat. M-am documentat eu. Șefa Consiliului de Elevi. Mai mm -hmm. târziu șefa grupei la facultate. Spirit de lider. Întotdeauna manifestat. Zim, te rog frumos, spre ce tărâmuri vrei să navighezi cum te vezi în 10 ani? Să gândim așa în, în perspectivă, făcând abstracție de toate realitățile în care acum ne fierbem. Îmi doresc să dau înapoi ce am primit. Asta îmi doresc. Și chiar spuneam că acum în contextul ăsta politic totdeauna să oameni și așa mai departe. Zic că o să vină momentul meu și chiar îmi doresc foarte mult. Deci noi zi de zi muncim, făurim ceva și creăm și dar este necesar să îți asiguri și un echilibru financiar și un echilibru de, de trai, dar vine cel moment și o simt această chemare că la un moment dat eu trebuie să stau înapoi tot ce primesc eu de la, știi, de la tot, tot parcursul ăsta de carieră, să-l dau înapoi prin ceva. Inclusiv mă gândeam la un moment dat de ce nu m-aș duce, de exemplu, să fiu chiar primară în satului meu sau m-aș duce să fiu pur și simplu profesoară la o școală sau m-aș duce doar la facultate sau m-aș duce, nu știu, m-aș duce într-o zonă... politică? Poate. Poate fi și carieră politică atât timp cât am posibilitate să lucrez, să dau ceva, nu doar să vorbesc, să manipulez, că politica e despre asta. Mi-ar plăcea să zona asta de, de a da înapoi, de hai, hai, să știi, hai, folosi, folosiți-mă, folosiți-mă, luați, Aha. folosiți tot ce pot eu, știu, eu vă, cu ce pot. Iată, eu cred că toată lumea și, de ce tradiția noastră asta demonstrează? Uitați-vă cum părinții ajută copiii copiii pe urmă ajută părinții și ajută tot așa generațiile să ajută unul pe altul. Nu este altceva decât acest parteneriat social. Mm -hmm. Și noi la, la vârsta noastră, oricum, da, noi vorbim că este această contribuție, că îți primești pensia și stai liniștit la bine mersi și ar trebui să fie așa. Dar este și această ada înapoi. Deci ați ajutat copilul dacă cu nepotul să da. Chiar și asta este un o, o, o foarte mare ajutor pentru societate. Când bunei și ajută copiii, ca aceștia se să-și facă Până Înainte era sfatul bătrânilor care da? participau în comunități. Ei, ca să... Totul este un echilibru, da, totul este da, o armonie. Da. În societate această armonie trebuie să existe. Și iată, eu simt această chemare că ea probabil bine, în 10 ani poate o să, o să mă apropie de ea, ah, o să da. mă apropie mai mult, că nu o pot să pot să-mi permit să am o libertate, fetele să fie deja mai mari pornit așa în procesul lor de, de afirmare și eu pot să, să fac ceva mai... Toate că adică eu îmi iubesc ce fac și acum, deci nu... Dar tu la un moment dat ai aplicat pentru un concurs la UNIVV și s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Probabil o să mai fie concurs și după aia. zi te rog frumos. Te ispitește gândul uh -huh. să... Mm -hmm. Nu, știi, nu poți mergi pe aceeași cale sau să treci în aceeași apă, că să rămâne apa curge, se schimbă, lucrurile se schimbă. O cert este că îmi doresc să fiu parte a acestui proces de, de consolidare, de schimbare, sau, de zis, mai bine zis, de, de consolidare și-mi doresc foarte mult acest parcurs cumva să pot să-mi aduc undeva aportul, ca el să se întâmple așa cum este bine pentru generațiile care urmează și pentru cei care dacă sunt. Ai face, dacă ai primi o ofertă să faci parte din echipa guvernamentală, ar fi asta o provocare pentru tine? Poate peste 10 ani, da. Nu o provocare, ar fi o... aș merge la aceea, deci conștient. Dar ar interesa. De deci ce ai fi gata să dedici timp, spațiu, da. emoție, da, cunoștință? De ce nu? Sigur. Eu îmi doresc să se întâmple asta. Eu îți doresc și ție să se întâmple asta. Ce salariu crezi că trebuie să aibă un om în Moldova ca să-și dezvolte mușchiul de patriotism mai bine? Pentru că oricum am vrea să zicem, dar dragostea trece și prin stomac. Ce Probabil că, 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 că acest, acest salariu s-ar indexa pentru că s-ar indexa cu, știi, costurile și nu cum suntem care într o, avem, într -o, da, situație, da, într -o situație, Nu știu, probabil că economică grea. Vreo 15.000 net de persoană într-o familie ar trebui să fie măcar 30.000 probabil. Ca să poată supraviețui pentru 2-3 copii, da. Și pentru o supraviețuire, care, da. Și toamne care vine. Moldova este țara în care vrea să îmbătrânești cu copiii tăi alături? Aș vrea. Ideea că copiii te ar putea să plece la studii și după aia să îmbrățișeze alte țări, te, te pune pe gânduri sau? Nu? nu mă pune pe gânduri. Nu. Acum lumea s-a comprimat. S-a comprimat în sensul În mintea care... noastră s-a comprimat. Da. Că da. geografic... Geografic nu. Sunt Dar distanțe mintea de făcut. S-a comprimat și chiar dacă vom călători mai puțin cred că vom călători mai puțin din cauza că se poluează din nou foarte mult și va deveni destul de așa un lux să poți să zbori da? dimineața la Milano și să se bei cafea și să arăți înapoi. Cred că asta este deja de, domeniul de trecutului, dar um, nu mă sperie gândul pentru că um, noi suntem un în tot întreg și am în vedere acest mapamond și copiii se vor simți bine și vor fi alături oricum este este normal. Crezi în Dumnezeu? Da. E nevoie să credem în Dumnezeu în general? Cum crezi? E nevoie să credem în ceva bun, în forța binelui. De ce și cum se explică această diferență de Queens, The Doors, Beatles, Sadovnic, Cepraga? Mm. În playlist-ul tău de preferințe muzicale? Și nu da, ascult Ibrahim Aluf și acum mai Fado și Sezarea Evora și așa mai departe. E foarte diferit tot ce ascult. Ca și vinurile. Ca și vinurile. Diverse. <laughs> Știi, îmi aduc aminte, spunea Grigori Vieru din interviurile sale, că muzica este, după părerea marelui poet, este acel gen al artei, iar care este cel mai înlățător. Așa spunea poet, nu mai, poate nu spun multă cum o zicea, fiind un atât de mare poet, iată, era atât de atras de muzică, da? Mm -hmm. Și verbul pus pe muzică sună bine, dar muzica este spunea că este o divinitate, este ceva în acest această armonie de sunete. Și te cu energie muzică. Da, nu ascult tot timpul, dar îmi place. Nu, nu pot o serat, nu pot să-mi echipă o serată de suflet fără vin și fără muzică. Sincer. Poate să nu fi prea multă mâncare pe masă, dar un vin bun și o muzică de asta adevărată. Bun, în momentele astea când ești tu cu tine, fără alți oameni, cine este de anul Cum o caracterizezi? Un om care este în căutare permanent. Da. Nu romantic, în același timp. Idealist sunt. Sunt... Spiritul acesta de justiție nu mă lasă, își mă chinuie. Balanța din tine. Balanța din mine, da. da. Văd Ești foarte multă injustiție pretutindin. și asta e foarte dureros. Ce valori îți definesc viața? Um, În primul rând, dragostea de cel apropiat, respectul de cel apropiat, cum se cădine, da? nu știu dacă asta este o valoare din o trăsături, așa să zic. Dorința de a face bine, mai bine. Cam așa aș spune. Aici aș merge spre idealism, dar este dif dificil, pentru că noi nu trăim uh, cu aceste... Ele, ele apar în anumite Circumstanțe, circunstanțe, exact. fie că este... Dar la ce n-ai putea renunța sub nicio formă? Hai că facem și un exercițiu de introspecție astăzi pentru tine. Da, e, e, este o întrebare... La multe lucruri nu aș putea să renunț. Nu aș putea să renunț la nu știu cinstea și onoare, nu știu, mi-ar fi greu să nu puteți putea să renunți la nume, nu puteți putea să renunți la familie, nu puteți putea să renunți la oameni apropiați, nu-și putea să... Și practic acele valori pe care le-ai... Da. Pe care le-ai enumerat. Da. Dacă îi luau de la capăt acum, imaginează-ți absolventă la mintire acum, cu toată viața în față, ce-ai face? Ai merge pe același drum? Nu, probabil că n-aș merge pe același drum. Ce-ai vrea diferit? să faci? Acum, iată, e foarte pasionant ce se întâmplă cu toate aceste noi tehnologii, da? Probabil că m-aș duce în zona asta, de conexiune între creativitate, tehnologii și a transpune ceva nou, da? Domeniul e jurnalism, de exemplu, da? Cu noile tehnologii, media, de uh -huh. exemplu, mi-ar plăcea. Um. Cred că în zona asta m-aș orienta și îmi place. Deci ai ascultat asculta mesajele din campania asta cu profesiile viitoare, da, da ai cine da, da, eu aș fi mers. Iată, chiar eu aș fi mers la tot ce înseamnă. Înseamnă că trebuie să-i și pe cei care, bine, anul ăsta deja și-au ales profesiile, dar vin cei din urmă care o să, au un an la dispoziție ca să-și leagă meseria da, viitoare. Dar eu am zis că nu aș fi ales cei ce fac acum pentru că contextul este diferit. Exact, înțeleg. Cu toate că... De ce nu aș fi făcut, de exemplu, creativitate în jurul vinului și în jurul... Deci tot, tot una cred că vinul ar fi fost parte din viața mea, oricum. Ce ar fi... trebui să se întâmple în următorii sau, în altfel, în 10 ani, unde ar trebui să fii, în ce context, ca să te consideri o femeie fericită? Să Pentru acasă. că vorbim de wonderful, întotdeauna Da, să fiu acasă, să fiu în Moldova, să fiu înconjurată de oameni care sunt oameni frumoși, să zic așa, plini de, de, de suflet și de știi, de rezultate și de ei la, la rândul lor. Înconjurată de familie, de copii. Cu plăcere să pot vorbi despre realizări profesionale. Cu plăcere să ascult pe ceilalți din jurul meu Așa mi-aș dori să fie. Eu mai am o ultimă întrebare. Și ea e din domeniul ipotezelor. Dar sunt curioasă să știu ce ofertă ar trebui să primești azi, ca până de să-ți faci bagajele pentru orice destinație în lume. <hâ> Un exercițiu de imaginație. Ambasador, probabil, în vreo țară, al țării mele. Ai cochetat cu această idee? Nu, dacă ai zis că până de seară, adică da. altceva și mult realist ce ar putea să întâmple. <laughs> <Okay. laughs> um, aici s-au epuizat întrebările mele, dar nu s-a epuizat dialogul. Eu sunt sigură că ar mai putea fi ore bune de discuții. Și nu mi-aș dori sub nicio formă, nicio ofertă extraordinar de bună să te scoată cumva din limitele țării noastre, pentru că Moldova are nevoie de oameni ca tine. Oameni dedicați, pasionați. Și nu este acum un act de flatare, este mai degrabă o recunoaștere a eforturilor pe care le-ai depus până acum, pentru că eu, industria vinului, o asociez în mod direct cu tine. Mulțumesc um, foarte mult! Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și eu vreau ca acest podcast să aibă viață lungă. și să ne revedem și, în acest format. Și eu îți mulțumesc și vreau să spun pe final că în Moldova sunt zeci de mii de wonderful women. Deci, sute și zeci mii și o să le de, descoperim de femei pe toate. care sunt chiar minunate și care au tangență cu vinul și vreau să-ți mulțumesc că tu ai ales să faci tribut lor și să putem să centrăm rolul femeilor în această industrie și desigur că în economia noastră și în societate. O să fie așa, o să le descoperim pe toate. O mulțumesc foarte mult pentru această discuție.